Da și pronostic, să nu se supere lumea pe mine, spun un 2 la 2. Hei tu, da, nu uita să te abonezi deoarece mai mult de jumătate dintre voi nu ați făcut-o încă și m-ar ajuta super mult, așa că hai la stadion. Iar portarul Corvinului este pe fază. Tu! Am și un match de EAFC 24, pentru că da, și să vă luăm un scor, o predicție. 4-1 pentru Corvinul. Zi-mi, te rog frumos, o predicție. 2-0 Corvinul. UTA Arad, după cum v-am obișnuit, în fiecare an finala Cupei României, Betano aduce multe surprize și de data aceasta avem două echipe frumoase. Corvinul Hunedoara, care este în Liga a doua, și Oțelul Galați, care a făcut furori din momentul în care a promovat în Liga 1. Stați cu noi până la final și pe contul Betano de YouTube și de Instagram, Iuli Panciu, pentru a vedea cât mai multe cadre de genul. Da. La un 2-0 pentru noi, cred. Iar noi ne pregătim de spectacol. O mega experiență. Forța Oțelul, victorie! Victoria la final, Galați! Suntem printre fanii gălățeni care au venit într-un număr foarte mare să-și susțină echipa. Haide, salut! Haide! Îmi place foarte mult această cască. Se pare că avem și o coreografie din partea celor de la Oțelul Galați cu steaguri. Acum vedem ce se întâmplă. Băi, suntem pe stadion și să vă spun și eu un pronostic. Nu am o favorită, n-am să vă mint. Chiar dacă am fost la Corvinul acasă, nu, chiar nu țin cu nimeni. Vreau spectacol. Vreau, de exemplu, cum s-a întâmplat anul trecut, penaltiuri și cine e mai bun la penaltiuri să câștige, ca să fie corect pentru toată lumea. Dar mi-aș dori totuși un meci cu multe goluri, nu știu, 5 la 5, să mergem în prelungiri și de acolo să vedem. Dați-mi și mie o notă pentru outfit-ul ăsta, vă rog frumos, așa, de la 1 la 10. De la 1 la 10, așa, din partea voastră, lăsați în comentarii dacă vă place sau dacă nu vă place. Fanii celor de la Corvinul au venit într-un număr foarte mare. Avem în cealaltă parte peluza celor de la Oțelul Galați. Sperăm ca în această seară să vedem spectacol. Te salut, Ciprian, bine te-am găsit la un eveniment de gală în această seară. Hai Corvinul, hai Corvinul! Galațiu, Corvinul 3-1! Mulțumim frumos! Băi, se pare că ne distrăm aici, alături de fanii ambelor echipe, ceea ce contează, ceea ce este frumos. Pentru că fotbalul, dar mai ales cupa, este pentru toți. Fotbalul e atât de frumos, e atât de frumos, pentru că uitați-vă ce este aici. Foarte multă lume se adună pentru a face spectacol, pentru a-și susține favoriții, pentru a urmări 90 de minute cu sufletul la gură. Pentru că ce pot ei să câștige decât bucurie și demnitate și respect față de jucătorii din teren. Anul trecut, la această poartă, Sepsi Sfântul Gheorghe câștigase Cupa României. Un pronostic, te rog. În spatele meu se află cupa. Corvinul Hunedoara, Oțelul Galați se înfruntă în finala Cupei României, Betano. Jucătorii intră pe teren în spatele meu. În spatele meu avem coreografia celor de la Corvinul Hunedoara și în fața mea am o altă coreografie la fel de frumoasă, cum este cea a celor de la Oțelul Galați. Cum v-am spus, fotbalul este pentru toată lumea și pentru toți. Da, asta este cel mai frumos sport iubit din lume. Da, și pronostic, să nu se supere lumea pe mine, spun un 2 la 2. Mergem în prelungiri și acolo să câștige cine este mai bun sau mai norocos. Oțelul Galați marchează un
super gol din lovitură liberă, 1-0 pentru Oțelul în minutul 28. Wow! Spectacol pe arena din Sibiu, spectacol la finala Cupei României. Ca să înțelegeți de ce este frumoasă finala cupei, pentru că două echipe se pot întâlni, chiar dacă ești în Liga secundă, chiar dacă ești în Liga 1, și în momentul de față, Corvinul Hunedoara, care este în Liga 2 și nu are drept de promovare în acest an, a egalat Oțelul, care este în prima ligă, ceea ce este minunat, pentru că avem spectacol în seara asta. O finală. Da. Hai mă, ia-o-te-o! În spatele meu va fi un show de lumini, de lasere. Minutul 72 va fi gol, Neacș Alexandru, bun, din afara careului. Cazie mare Corvinul. Atmosferă incendiară pe stadionul din Sibiu. Iar jucătorii din spatele meu se luptă pentru a ridica cupa. Penalti pentru Oțelul Galați. Să vedem dacă este validat de VAR. Oare portarul celor de la Corvinul Hunedoara va apăra acest penalti și o va ține pe Corvinul Hunedoara în joc? Haideți să vedem. Este clar că nu este penalti 100% din prisma faptului că încă se stă la VAR. Din câte se pare, este penalti 100%. Iar portarul Corvinului este pe fază. Și este înfrânt, iar Oțelul Galați face 2-1. Corvinul Hunedoara, Oțelul Galați, 1-2. Da, Oțelul Galați a marcat din penalti, meritat, pentru că VAR-ul a confirmat că este 100% penalti, iar noi suntem în fața unui meci incendiar. Corvinul Hunedoara forțează egalarea, că am făcut și o rimă. Tare rău. Sunt numai puțin de 11.703 spectatori. Vă mulțumim că ne sunteți alături la finala Cupei României. Intră careu. Tu! Păi, Corvinul Hunedoara egalează! Ce echipă are Hunedoara? Mie nu-mi vine să cred! Nu-mi vine să cred! Incredibil așa ceva! Wow! Wow! I-am zis mai devreme că egalăm. Wow! Doi la doi. Verificare! Dar ce să fie? La ce? N-are. Mie mi-e se pronosticul până acum, nu? Am zis 2-2 și penaltiul. Și mai sunt aproximativ 10 minute plus prelungiri, se vor executa penaltiuri, se vor bate penaltiuri la poarta aceea de acolo, din fața peluzei celor de la Corvinul Hunedoara. Minutul 90, ne pregătim de prelungiri. Aha, aha,
Aha. Ia vezi. Ia vezi. Ia vezi. S-a grăbit, mă. A vrut frumos, a vrut frumos. Ia vezi. Ia vezi. Oh! Hei, Corvinul cu Nedoara este efectiv peste oțelul Galați și s-ar putea să nu mai avem prelungit. Pentru pronosticuri de 100% realitate, pentru pronosticuri reale, contactați-mă, Iulian Panci. V-am nimerit scorul, am nimerit, nu? Ho, ho. Corvinul joacă periculos. Băi, ce ocazie, bă, 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 ce ocazie, Corvinu. Dar tot 2-2 se termină. Eu băgam mortu, că stai cu Lucau. Final de meci, 2-2 și ne pregătim de penaltiuri. Mi-e frică aici. A scos-o și mi-a fost frică, vă spun de dinainte, 1-0 pentru oțelul în continuare. Hai să vedem. Ai spus, ai spus, ai spus, ai spus, ai spus, da, 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 da. Da, se pare că Lefter apără și o ține pe Corvinul în viață. Ce gol marchează oțelul! Bă! Corvinu! Da, se pare că Lefter, portarul Corvinului, o duce pe Corvinul mai aproape de Cupa României, Betano! Încă un penalti, încă un penalti, încă unul, încă unul, încă unul. Suntem în fața istoriei, în momentul de față. Dacă Corvinul cu Nedoara marchează, nebunia începe. Trebuia și din partea oțelului. Trebuia, ce meci avem, spectaculos. Hai mă. A fost pe ea, a fost pe ea. Dar acum dacă dă gol, la revedere. Totuși, Corvinul are încă o șansă de a câștiga cupa. Dacă Hergelegiu va marca, Corvinul va pleca cu cupa acasă. Hai mă! Duce la Hunedoara, iar Hunedoara va juca în Europa. Lefter, vreau o poză cu tine! Să-i trimis lui Maria? Da! Îi mulțumesc de Dumnezeu că mi-a oferit șansa să fiu pe teren în momentul în care echipa mea preferată, Steaua, a câștigat campionatul, iar în această seară
Corvinul Hunedoara, o echipă de tradiție și de istorie în fotbalul românesc, câștigă Cupa României pentru prima dată în istorie. Felicitări Corvinul, felicitări Steaua. Ce supercupă ne așteaptă, Steaua versus Corvinul în iulie. Urmăriți-ne, pentru că putem să-mi spunem decât hai la stadion, pentru că da, pentru asta venim, pentru aceste momente. Corvinul Hunedoara merge în Europa. Corvinul Hunedoara câștigă Cupa României și merge în Europa. Corvinul Hunedoara face istorie în acest sezon. O echipă din Liga 2 câștigă Cupa României și merge și în Europa. Le urăm mult succes, iar pentru noi sezonul aproape se încheie. Ultimul meci este la Rapid acasă, în meciul cu Giulești. Mergem să le arătăm rapidiștilor ce înseamnă să fii campion cu adevărat. Pentru că anul trecut ne-au adus ei cupa. Anul ăsta le-o aducem noi lor. Am un anunț pentru voi, exclusiv pentru persoanele de peste 18 ani. Poți pleca în Germania. Ce trebuie să faci este să intri pe platforma Betano, să participi la misiunile sportive și poți primi 50% din miză înapoi. Dar poți primi și euro experiențe cu cazare și cu transport inclus. Eu zic că sună bine, nu? Doar intri pe platforma Betano și participi.